mai o vrei decât ei. De Marius Ianuș. Mergeam pe stradă, prin cartierul tei, bărbos în pălăria mea de fetru, și o doamnă îmi șopti de la un metru. Ce căutați? Un centru de evrei? Centrele de evrei din România, credeți-mă pe cuvânt, orice prost știe unde sunt, că sunt guvernul și președinția. Eu caut o editură unde să public o carte care chiar să ajungă în librării. Sunt un scriitor interzis, iar aceste pălării nu acoperă decât vise sparte. Când trec în costumul meu de așchenaze prin marile capitale românești, Chișinău și București, parcă aș merge prin deșert să caut oaze. Doamnă, vă rog, știți vreo editură care să publice o carte în care am scris că cifrele de la Auschwitz au fost umflate? cam obosit de când mă fofilez printre acești șmecherași din lumea literară. O decăzut literatura cum o căzut totul în țară și mă învârt pe aici de titirez. Mi se întunecă viitorul, mi se inflamează mânia. Sunt cel mai bun poet din România și nu sunt lăsat să spun adevărul. Dar mulți or să răspundă în fața posterității pentru că nu am fost lăsat să scriu. Încă înainte să fiu pus în sicriu, ori să fie șterși din paginile cărții. Și la sfârșitul timpului îi asigur eu, când izbânda Domnului va fi pecetluită și orice vină se va cere plătită, ori să răspundă și înaintea lui Dumnezeu. Doamnă, vă rog, știți vreo editură care să publice o carte în care am scris că cifrele de la Auschwitz au fost umflate?